Salutare lume, a doua parte din patinoarul de la Oradea s-a refăcut, s-a terminat, s-a finalizat în totalitate. Hai să vedem cum se dă lumea acum pe ea, pe gheață. Ia aici în centru, în Oradea. Priviți! Ca în poveste. Deci în centrul Oradei. Bravo primăriei din Oradea că a făcut lucrul ăsta, activitate pentru tinerii din oraș. Și mulțumim și lui Rai Fazenben pentru caritatea asta, care a pus la dispoziție orădenilor. Priviți, orașul este împodobit doar cu lumini, în Oradea, în centru. Numai lumini vezi. Peste tot, numai lumini. Deci, aici în Oradea. Bine lume, hai să mai vedem altele lumini și pe urmă încheiem știrea. Understand? Hai să vedem și altele chestii. Ați în centru. Deci se întâmplă toate minunile astea, luminițele astea, în Oradea. Priviți ce au mai pus cei de la bancă. O sanie. Deci, este frumos. Deci, este podobit Oradean, orașul, cu luminițe. Iată. În continuare. E și concert în oraș. Uitați-l pe Ștefan cel Mare. Sus acolo. Brădulețe. Uitați-vă și blocul de sus, care s-a ars acum în vară. Uitați-l. Jandarmeria, poliția este prezentă la datorie. În centrul Oradei. Priviți înghișpirul ăsta pentru copii. Chila! Ce mișto e linghișpirul ăsta. Orădenii au ieșit afară, toți, cu copii, familii, la acest eveniment al Crăciunului.
concertul e în față. Tuturor oamenilor buni care au făcut gesturi bune și au ajutat comunitatea amărâtă din oraș. Înțelegeți? Vă doresc multă sănătate, baftă și un an cu multe surprize, sănătate. Doamne ajută! Bine, a fost la cameră Baisamin Robi. Vă pup și aveți grijă. Understand? Toate cele bune!